Hei, salutare tuturor! Vă mulțumim din suflet că ne urmăriți. Suntem în ziua de luni, ora 13. Asta înseamnă că avem podcast Generația lui John. În fiecare săptămână avem un nou invitat pe care îl luăm la întrebări și îl descoperim așa cum este el cu adevărat. Mai ales în vremea asta de pandemie avem nevoie de motivație, dar avem nevoie și de detalii din culise, ce se întâmplă cu adevărat, spre exemplu, cu artiștii care în perioada asta chiar mor de foame sau n-au încotro, stau în case și se gândesc când anume pandemia asta va trece. Monica, mulțumesc tare mult că ești prezentă în acest podcast. Trage aer în piept. Sunt gata. Așa. Simte-te ca la tine acasă. Da, pentru și că mediul mă ajută, adică e frumos, confortabil aici. Monica, o să profităm de fiecare minut pe care îl avem la dispoziție, tocmai pentru că cei de acasă așteaptă conținut relevant, conținut care are legătură cu ei, dar și cu pulsul societății. Ești venită din București. Da, exact. Da? Te-ai născut în Hunedoara. În Hunedoara, da. Da. Și am urmat facultatea în Cluj. Facultatea de teatru și film, regie de teatru, licență și master. Deci cumva m-am plimbat așa din Hunedoara în Cluj, am ajuns în București, în urmă cu un an m-am mutat acolo și am călătorit. Am avut proiecte și în Pitești, în Târgoviște, am văzut. Care e meseria ta? Care e meseria ta? Regizor de teatru, regizor artistic, da, mm-hmm. De teatru. Poți să ne spui ce faci acolo într-o zi normală, gen ce ai făcut anul trecut pe vremea asta? Da, eram la repetiții, chiar niște repetiții destul de intensive. Anul trecut lucram la Lolita, la Teatrul Apropo, aici în București. Da. Așa. Și o zi normală se desfășura destul de intensivă, adică aveam repetiții dimineața sau de cele mai multe ori și seara, uneori prelungite până noaptea târziu, pentru că se apropia premiera. Și în săptămâna dinainte de premieră, cel puțin, am stat și până la 2-3 dimineața, am făcut un laborator destul de intensiv și în comparație cu atunci, acum e o pauză totală. Când ai avut ultimul tău moment artistic? Când ai fost ultima dată alături de colegii tăi și ați spus, da, ăsta este un spectacol în adevăratul sens al cuvântului? Ultima dată a fost când am realizat ultimul spectacol, Tectonica Norilor, la Teatrul Nou din București, unde împreună cu colegii, cu actorii, cu scenograful, cu întreaga echipă, am lucrat la fel, intensiv, am scos premiera, spectacolul s-a jucat sâmbătă și duminică, adică la premieră și la următoarea reprezentație, iar apoi urma să fie programat în martie, dar au intervenit restricțiile și cam asta. Deci ultima dată a fost în februarie anul ăsta? În februarie, da. Și din februarie, da. Și până acum în noiembrie tu? Din februarie până acum a fost așa o perioadă cam cum simți? Cam, cum simți perioada asta? Nu o simt bine, adică simt, chiar am făcut și un videoclip, am terminat masterul anul acesta și la un examen am avut de făcut un videoclip în care descriu vizual sau așa cum simt eu perioada aceasta. Și am făcut un videoclip Călători prin ceață, în care personajul se pierdea printr-un oraș încețoșat, se rătăcea pe străzile orașului, nu mai avea niciun punct de reper, era dezorientat, confuz și căuta un punct de sprijin, pentru ca în final să ajungă într-un punct foarte înalt, din care vedea tot orașul în sfârșit. Și cam așa am simțit perioada asta. Ca pe o perioadă încețoșată în care nu știu, nu am nicio certitudine. Adică știu ce văd la un metru în fața mea, știu ce o să se întâmple azi, mâine, poimâine, dar cam atât. Nu știu, peste o săptămână, două, se vor mai juca spectacolele, nu. Ți-e frică? Nu aș spune că mi-e frică, cât că sunt dezamăgită cumva de perioada asta. Adică sunt dezamăgită și mi-aș dori să avem o certitudine, noi ca regizor de teatru sau ca actor. Sau cum arată certitudinea pentru tine? Ne închidem cu totul, suntem în faliment, n-aveți nevoie de cultură, stați în case, tratați-vă și potoliți-vă. Bine. E o certitudine asta? Dacă ți se spune așa ceva, e ok? Nu, adică în mod logic, cred că măsurile și-au rostul, nu sunt inutile, firește, masca și toate restricțiile, dar cred că ar trebui gândit un plan prin care care să ne permită și nouă să ne exprimăm artistica până acum, să creăm spectacolele, să avem contactul cu publicul de care e nevoie.
Da, cred că ar trebui să fie gândit mai bine. Unde crezi tu că se greșește în acest moment? Cred că se pornește de la prejudecata cum că sala de spectacol este un focar de infecție, la fel de sau mai puternic decât supermarketul, metroul, etc., unde este plin de oameni. Și cred că ar trebui regândit acest lucru, adică în sala de spectacol, dacă ne gândim, oamenii, când e riscul să fie în grămădeală, înainte și după spectacol, când oamenii socializează, discută, așa. Și cred că dacă s-ar face în așa fel încât oamenii să stea distanțați în sală, la câțiva metri unul de altul, și cineva ar sta poate la intrare și s-ar asigura că se intră, nu știu, tu intri acum, tu intri peste un minut, tu peste două minute, s-ar crea distanțarea necesară. Și nu cred că ar fi o problemă niște oameni stând pe locurile lor distanțați. Adică nu cred că ar fi un pericol mai mare decât cel din metrou, unde stăm om la om. E foarte bun exemplul tău. Noi aici în Ploiești nu avem metrou încă, nici nu prea avem nevoie. Avem în schimb acum niște trotinete electrice. Ni le-au adus. Alea sunt safe. Cred că da, sunt mult mai safe. Da. Dar ce voiam să spun e că ar trebui să urci într-un autobuz la noi aici în Ploiești. Te rog, după emisiunea asta, urcă-te. Așa, să văd. Te rog din suflet ca să... Doamne ferește, să te expui și mai tare riscului. Nu. Să observi cât de aglomerat este acel spațiu și cât de des unii oameni își dau masca de pe gură, ori pentru că nu mai pot respira, ori pentru că, nu știu, au ei un protest. Ploiești e un pic mult mai mic decât Bucureștiul. Sau este doar cât un sector din București. Da. Și suntem încă în faza în care ne gândim oare de mâine încolo mai avem voie fără mască în exterior, da sau nu? În vreme ce în București e clar că lucrurile nu sunt în regulă. Eu am fost la teatru. Am fost la teatru în plină pandemie și... În aer liber? Sau... În aer liber, da. Așa, da. Și cu masca la gură. Și eu am fost de câteva ori ca spectator. Cum e cu masca la gură, cu spectatorii pe care nu îi mai vezi când zâmbesc? Nu mai poți face acel schimb de emoție? Da, este foarte limitativ și... Nu doar asta, dar nici nu se creează atmosfera aceea unei săli pline de oameni care aplaudă și care simt emoția la finalul spectacolului sau în timpul spectacolului. Adică sunt doar, într-adevăr, sunt niște oameni uniformizați, fără chip cumva, care nu-și mai pot manifesta emoția ca înainte. Și eu am fost la câteva spectacole în aer liber. Și nu mi s-a părut nici pe departe energia publicului la fel de puternică. Și automat nici actorii de pe scenă nu au fost încărcați de pulsul sălii, pentru că ei simt energia sălii și vibrația aceea de emoție din sală și nu s-a creat ca în condiții normale acest lucru. Plus că una e să fie o sală de spectacol plină cu 100 de spectatori și alta e să fie 10 oameni așezați la distanță. Adică e cu totul alta percepția și a actorului. Adică. Mm-hmm. Din februarie și până acum ai primit ajutoare? Da, am primit o indemnizație lunară. Așa. Din martie, da, de când s-au introdus restricțiile. Poți să ne spui cât e indemnizația? Ai voie? Nu știu. Nu știu, de asta adică nu știu. Stai, adică ai primit-o și nu știi cât ai primit? Sau? Ba da, dar nu știu dacă este voie, adică nu știu. Ți-a ajuns indemnizația? Da, îți acoperă plata unei chirii, okay. Alimentația, e cât un salar, nu știu, cred că un salar minim. Mm-hmm. Salariul minim pe economie 1200, cam așa. E mai mare. E mai mare atunci, nu okay. Sunt foarte la curent. Bun. Până, până când ai luat indemnizația asta? O iau încă. Deci da, în continuare. Încă o iau pentru că nu am avut alte proiecte în teatre între mm-hmm. timp, ci doar unele online care au fost cât de cât un substitut. Asta e o bucurie. Asta cumva este o bucurie, cel puțin din punct de vedere financiar, că nu trebuie da. Să te întorci, nu știu, la rădăcini, că nu trebuie să mor de foame, ci pur și da. Simplu să te reinventezi. Da, adică am avut banii necesari supraviețuirii și chiar unui trai bun, decent. Doar că asta mă gândeam că, spre deosebire de alte meserii, unde poate omul, dacă ar sta acasă și ar și primi bani, ar fi fericit că are practic un concediu permanent. Nu știu, cred că noi artiștii resimțim un pic diferit asta, sau artiștii de orice fel, oameni de teatru,
pictorii, scriitorii, pentru că tu simți impulsul acela în continuare, impulsul de a te exprima și nu mai ai contextul, nu mai ai unde, nu mai ai cum, cu cine, echipa. Și de asta, practic, eu nu simt perioada asta ca pe un concediu așa permanent în care mă distrez, ci o simt și ca pe o perioadă moartă și sterpă, cumva. Adică nu am contextul unde să mă... Și cred că e mai ușor pentru artiștii solitari, cum ar fi, nu știu, pictorii sau scriitorii care se retrag în... în cămăruța lor și pictează sau scriu o carte și apoi o publică sau fac o expoziție, față de noi, care oamenii de teatru sau cântăreții sau balerinii, etc., care au nevoie de public. Pentru că asta e nevoia de public. Fără public căruia să-i dai, să-i oferi ceea ce ai creat, practic nu ești, ești frustrat, nu ești... În momentul în care tu primești banii aceștia de la stat și începi să faci ceva în plus, ți se iau banii de la stat, nu? Da, dacă aș avea de mâine un proiect în teatre. Chiar dacă n-ar depăși suma pe care tu o primești de la stat? Nu, dacă aș avea, deci eu declar practic că nu am altă îndeletnicire plătită. N-ai primit bani ca să fii acum în emisiune, în podcast, nu. Da? Să se știe pentru toată lumea. Okay. Da, deci nu am altă, atâta timp cât eu nu am altă îndeletnicire plătită, primesc bani. Și nu contează suma. Deci dacă ai avea și 200 de lei pe care îi primești dintr-un job, la revedere banii. Da. Ok. Da. Și atunci, întrebarea mea sună în felul următor. Nu cumva asta este un blocaj pentru fiecare artist? Faptul că îi dai un ban care îi asigură un confort, îl face pe acesta să nu mai fie artist în adevăratul sens al cuvântului, pentru că el nu vrea să facă ceva ca să primească mai puțin bani. Vrea să... Bunuțu. Exact, da. Adică tu ai un confort, ai niște bani care se asigură acel confort, dar nu, asta nu te stimulează cu nimic. Da. Uh-huh. Deci e încurajat, cum să zic, încurajată lenea. Da, da, mie asta mi se pare. Asta. Nu ești încurajat. De fapt, e încurajată moartea artistului. Pentru că artistul are nevoie să fie pe scenă, are nevoie să se facă auzit, să se întâlnească cu publicul. Exact, și e ca o apatie, așa, intrăm într-o apatie din asta creativă, emoțională, nu știu cum să-i spun, în care nu mai suntem stimulați să creăm. Adică eu ca regizor, de exemplu, pot să-mi fac un draft, mă rog, un teanc de foi, de proiecte regizorale, să mi le pun în dulap și poate vor folosi odată, nu se știe, însă nu, pe mine nu mă satisface cu nimic asta. Și în plus, actorul poate să facă în sufrageria lui niște, nu știu, momente, poate să joace pentru familie sau așa, dar asta la fel, pe el nu-l încarcă atât de mult pe cât ar face un spectacol real cu un public real. Adică tu spui că există soluții, însă cea mai bună metodă de încărcare a artistului cu energie este întâlnirea asta. Da, chiar întâlnirea echipei, creatoare, regizor, actor, scenograf, etc. Și mai ales cu publicul la final. Adică, cred că toată lumea a fost frustrată când s-au programat unele spectacole. De exemplu, și eu am avut spectacole care s-au programat într-un weekend. S-au cumpărat bilete, oamenii urmau să vină, așa, după o perioadă lungă de liniște și până la urmă nu s-a mai jucat spectacolul, s-a anulat cu o zi, două înainte și practic toată echipa era pregătită de repetiții, de joc. Păi și de ce n-ați făcut treaba asta online? S-a făcut online, s-au făcut niște tentative în timpul primului val. Atunci când am fost închiși. Da, da? Da, s-au jucat online câteva spectacole, dar nu cred că au avut rezultatul căutat, pentru că nu e același lucru, și după părerea mea. Adică una e un spectacol real și una e filmarea unui spectacol. E diferit. La un film, da, un film, o producție de televiziune, într-adevăr, produsul ăla e filmat. Dar la un spectacol de teatru nu cred. Cred că se poate vorbi doar despre a vedea o filmare, nu despre a fi la un spectacol. Sau... Dacă lucrurile astea se vor menține, nu știu, cel puțin încă un an de aici încolo, dacă vom avea tot mai multe reguli, ne vom obișnui să purtăm mască peste tot, vom interacționa din ce în ce mai rar cu oamenii față în față, ce faci tu, Monica, în calitate de artist, cu viața ta profesională, cu proiectele pe care le ai și cu
drumul pe care ți l-ai propus, că sunt sigur că la 24 de ani ai foarte multe idei și abia aștept să le pui în practică. Da, îmi doresc foarte mult. Păi, dacă s-ar extinde pentru câțiva ani asta, e clar că în teatre n-aș putea să mă duc. Mm-hmm. Așa că eu îmi doresc să și scriu în perioada asta, să profit pentru a scrie. Nu neapărat proiecte regizorale, cât și să scriu. Ideile tale, ideile să mele, da, le pui pe foaie. Uh-huh. Și mă gândesc la variante, nu știu, mă gândeam într-o vreme să fac, mă duc în parcuri și fac teatru stradal sau nu da, știu, da. Da, da. Dar nu am pus încă în practică. Mă gândesc, am o ți-e vedere. Teamă, ți-e greu, nu știi de unde să începi. Da, exact, pentru că nu am fost deloc, cum să zic, nu ni s-a spus nici în facultate, nici după, nu ni s-a vorbit despre ce să faci în situația asta. Nu s-a gândit nimeni că vine pandemia. Da, și în plus, asta trebuie să vină din noi. Chiar trebuie să vină din noi impulsul ăsta. Îl am, adică vreau să fac ceva, fie și în stradă. Deci e un vreau, da? E un vreau. Da, vreau. Nu este o să fac, este un vreau. Vreau să fac, adică acum vreau. Vreau acum, vreau și o să vreau și mâine. Hai să întreb, hai să-ți adresezi niște întrebări ajutătoare ca să vedem cât de mult vrei versus cât de mult doar ai visat la treaba asta. Ești pregătită? Da. Ai un canal de YouTube? Am un canal de YouTube. Un canal de YouTube care este targetat pe numele tău, pe profesia ta, da? Da. Când ai pus ultimul material care să aibă un conținut de teatru, material care să fie relevant pentru publicul care iubește teatrul? Cred că ultima încărcare e chiar acel videoclip, Cădător prin ceață, acum vreo 2 luni, 3. Uh-huh. Deci și de acum 2-3 luni nu am mai postat nimic. Nimic. Nu prea. Nu ceva prea de la tine din încăperea ta, ceva dintr-o grădină, ceva de la locul care te inspiră, un fragment din cea mai faină piesă pe care a trebuit să o traduci tu în limba română și apoi să o transmiți către actori. E bună ideea, acum că îmi spui. Nu, în schimb am participat la un proiect internațional, Zumbar, organizat în Elveția, care a reunit cumva artiști din, de pe întreg pământul. Adică am fost mai mulți artiști într-un fel de petrecere virtuală. Cineva a cântat, un muzician a cântat, eu am făcut un moment de teatru dans pe care mi l-am și scris, l-am așa. Și au mai fost mai multe numere artistice și practic am avut un public care a vizionat acele momente, a fost și un quiz, adică a fost mai mult decât nimic, știi, a fost un fel de a mă exprima și m-am simțit bine făcând acel moment de teatru dans, fie și virtual. Dar nu știu, nu, încă n-am avut impulsul de a face pentru YouTube. Va trebui să ne obișnuim. Uite, chiar întreba cineva cine ești și asta e întrebare bună. În ce sens? Cine sunt? Cine ești? Cine e domnișoara care vorbește acolo? Vrem și noi să știm cine e domnișoara, că nu știm. Păi, și m-am prezentat, sunt. Da, e clar că ar trebui oamenii să uite de la început și până la sfârșit. Însă, de fapt, întrebarea asta este și mai bună vis-a-vis de subiectul pe care noi îl dezbatem acum. Adică online-ul. Oamenii te pot recunoaște mult mai ușor acum în mediul așa online. E, așa și e important să faci un nume în online ca oamenii atunci când te văd deja să te știe. Să știe, da. Ea e. Și am văzut-o. Cred că e greu până să crezi obiceiul ăsta de a te filma tu singură, de a spune ceva. Adevărul e că da, nu am obiceiul ăsta. Adică nu atât de frecvent pe cât ar fi nevoie pentru ca publicul să... Nu face nimeni nimic în locul tău, să știi. Da, da, adică de la mine trebuie să pornească. Dacă nu faci, noi putem să-ți spunem, eu pot să-ți spun. Dar și la mine, dacă eu nu mă duc la emisiuni, nu se fac emisiunile alea. Cumva cred că e și teama asta, sau nu știu, de a nu, adică de a te filma, de a avea, nu știu, 100 de vizualizări și acolo se oprește totul fără niciun feedback. Adică da, și dacă sunt 100 de vizualizări, care e problema? Și dacă ar fi, nu zic, poate nu, nimeni nu, nu știu, nu trece mai departe așa, adică e atât material video încât... Mi se pare că puțină lume se uită la material video de calitate. Majoritatea aleg lucrurile foarte facile. Intră pe YouTube, intră pe un videoclip foarte facil. Și eu fac chestia asta pe care o faci tu acum în emisiune. Și eu găsesc motive uneori să nu fac ceva. Da, zic, așa fac. Că e Jador, are Jador 50 de milioane la un clip. Uite, toate numai manele în trending. Dar asta nu înseamnă că tu sau eu sau altcineva, că noi nu avem loc. Fiecare dintre noi are un public al său care are nevoie să fie alimentat. Așa e, da. Și el așteaptă. El te va găsi într-un anumit moment. Gândește cum ar fi dacă tu ai avea un site al tău, unicapop.ro sau regizorul tău de teatru online sau da, ce idee da, vrei okay, tu. O să... Și intru acolo, văd un material cu tine care mă fascinează. Un ceva care îmi place la nebunie. După care
dacă mie chiar îmi place, am două opțiuni. Una e foarte clară, prin care eu pot să-ți ofer o cafea. Știi că e o chestie, băi, cumpărăm okay. o cafea. Ți-a plăcut ce fac? Îți place munca mea? Ia-mi un suc, că exact. Nu beau cafea. Ia-mi o apă plată, ia-mi ceva. Da? Sau și mai mult, abonează-te la materialele mele care sunt cu subscripție. Știi la ce mă refer? Știu, da, știu că există tot felul de metode de a te abona, de chiar a fi remunerat pentru ceea ce faci. Știu lucrul ăsta. Da, nu am avut, nu știu, impulsul. Ți-am zis, am asociat până acum teatrul sau zona asta artistică cu realitatea, adică cu aici, acum, publicul e aici, în jurul meu. Nu, uite, n-am e acolo. Monica. E acolo, publicul exact. E acolo acum. Serios, publicul da, e acolo și da. Se uită la noi acum sau mai târziu. Așa e. Și asta e partea trebuie faină. Trebuie să-mi schimb eu da, pic. Da, este fix cum îți dorești tu, dar să nu uiți că e acolo publicul și asta e întâlnirea pe care noi o avem. E diferită pentru că și în trecut a fost diferită. Nu ne-am născut zi neapărat cu televizor în casă, nu ne-am născut cu internet în casă. Lucrurile da. S-au schimbat și sunt într-o continuă schimbare. Da, și oricum cei mai mulți oameni acum preferă să privească la televizor sau nu știu, pe internet, decât să facă efortul de a merge la un spectacol de teatru. Ceea ce nu știu dacă e bine sau rău. Sau... Cât crezi că ar plăti un telespectator, un utilizator, un om care iubește teatrul pentru un material sau pentru o subscripție? Poți da. Faci două tipuri de prețuri, da, în mediul online. Deci am intrat și vreau să vizionez o piesă. A, păi, automat se vând bilete și în mediul așa, online da? Și un spectacol de-al meu s-a jucat online și s-au vândut, nu mai știu exact, dar s-au vândut bilete cu prețul de, nu știu, un preț cât e un bilet normal, 30 de lei, 40 deci de lei. Deci au fost până acum oameni care au dat 30 de lei pe un bilet ca să vizioneze un material online? Da, sigur, cu siguranță. Păi, despre ce vorbim atunci, Monica? Se întâlnesc, păi, da. Mi se pare foarte tare treaba asta. Da, încă nu... Nu ce? Nu știu eu platformele acestea și... Ok, deci ai nevoie de niște oameni... De un context, da. Așa, un context, care? Care să mă îndrume în zona asta a televiziunii sau al... Și acum te întreb, ce aștepți? Nu aștept nimic. Bun. Am inițiative în această direcție și mm-hmm. planuri chiar și îmi doresc ca în viitorul cât mai apropiat, sper eu, să încep un proiect în zona televiziunii sau în zona filmată, măcar YouTube, online. Da, deci chiar îmi doresc. Nu aștept nimic. Sunt aici. Sunt oameni care stau, uite așa, cu mâinile în față și spun: dă-i Doamne să cadă, să cadă da, ceva ești... din cer. Dar când stai 5 minute e ok. Când stai 5 ani și îți dai seama că nu cade nimic... E o risipă de timp. Exact. Te simți că nu mai ai sens. Și poți cumva să-ți elimini toate acele gânduri. Nu știu dacă dau bine pe cameră, dacă am lumina bună. Le iei pe rând. Îți faci un cadru, te filmezi, îl postezi, după care, păi ce nu e bine până acum? Păi nu e bine sunetul. Ok, hai să luăm un microfon bun. Pe urmă, nu-mi place lumina cum bate. Hai să vorbesc cu băiatul ăla pe care îl știam eu de la lumini. A, perfecționezi pe treptat. Rând. Nu să fii din prima, nu să fii din prima extraordinar. E ca omul care se duce la sală. Când iei exact, decizia, când iei decizia să mergi la sală și ai niște kilograme în plus și se văd, nu te duci, stai pe bandă 30 de minute și gata. Hei, gata, uite la mine, sunt... Super, da? Deși n-ai da. Cum. Ai nevoie de ceva care e consecvent. Da, e un proces care durează. Adică e atunci ai să te întreb care proiectul pe care îl pregătești pentru a te reinventa odată pe tine și a reinventa cumva și tot ce înseamnă plan actoricesc. Nu știu să spun, ăsta e proiectul, dar promit că mă gândesc și nu, că mă gândesc că fac ceva, o să fac ceva concret în direcția bravo, asta. Bravo, bravo. Deja îmi place cum vorbești. Promit, deci nu am trecut de la stadiul de vreau, uite acum aici, okay. De la stadiul de vreau la stadiul de fac. O să fac, da. Când? Chiar în curând, săptămâna viitoare. Am zis-o. De luni, de luni mă duc la sală de luni, e super. Da. Dar tu deja faci lucruri. Da, și cunoști foarte mulți oameni. Așa e, da, dar și acești oameni, mă rog, și ei sunt într-o perioadă cam blocată. Adică, din câte văd, și persoanele care lucrează în domeniul online sau TV sau așa, se află într-un impas. Nu toți, bineînțeles, dar mulți dintre ei. Adică, nu doar domeniul teatrului a fost limitat de
restricțiile astea, ci și domeniul, nu știu, reclamelor sau filmărilor sau filmelor sau... adică toți sunt cumva într-un impas din ăsta, mai mic sau mai mare. Și cât o să ne mai plângem? Sper că nu mult. Adică n-ar mai trebui să ne plângem deloc. Ar trebui să luăm inițiativa. Se pare că e o lecție asta cu pandemia? Da, clar e o lecție. E o lecție și e o, ca o, exact ca perioada aia încețoșată de care vorbeam. Mm-hmm. Trebuie să traversăm și trebuie să ne deschidem mai bine ochii, să fim mai vigilenți, să fim mai activi și mai mult decât oricând. Deși perioada ne îndeamnă la pasivitate, trebuie acum să fim mai mult ca oricând activi noi cu noi, adică și să facem ceva. Pentru că ne ucide încet această așteptare continuă când se vor deschide teatrele. Nu peste o lună, nu peste două, nu. Dar până când se deschid teatrele, sunt în mediul online. Da, asta e. Trebuie să facem trecerea. Cred că asta să e. Creați o punte între oamenii care vin la teatru, uh-huh, și voi cei care acum sunteți în mediul online. Chiar dacă poate e total diferit, poate nu vă place, poate n-ați simțit nimic, poate s-a închis transmisiunea și voi n-ați trăit momentul ăla. E pentru că e altceva. Da, ar fi bine să găsească o soluție generală pentru asta. Adică să toate teatrele se organizeze într-un fel în care să difuzeze online sau să găsească o soluție. Dar văd că nu, încă nu se întâmplă. Regizoral, parcă te și văd, Monica, acum o să scrii în paranteză. Momentul ăsta te holbezi la cameră, pui mâna pe cameră și... te uite, nu mai poți acolo până când ești cu ei. Da, da, ar fi o idee, dar repet, nu e același lucru. Chiar. Ce mesaj ai pentru cei care sunt în aceeași postură cu a ta? Îi îndemn să nu uite, să nu se uite pe ei înșiși, să nu își uite motivația, pentru că acum e cel mai greu să ne o pierdem. Și nu merită, adică pentru după ce ani întregi ai crezut în ceva, nu merită să lași nimic, să îți drobească visul și să nici măcar să te reorientezi. Adică nu cred că merită să te reorientezi profesional decât dacă chiar nu ai cum supraviețui. Și dacă acum e un tânăr la 17-18 ani și își dorește o carieră în teatru? Cred că e foarte greu pentru cei care încep acum facultatea de actorie, de regie, de... cred că e foarte dificil. Adică să lucreze cu masca aceea, mai ales că facultatea presupune mult efort, multă activitate fizică, multe repetiții de dimineața până noaptea târziu și cred că e foarte dificil pentru ei să stea mereu cu măștile și cu... restricția și cu distanțare și cu... Asta înseamnă un blocaj, înseamnă că oamenii nu își vor mai dori o astfel de carieră pentru următorii 2-3 ani și că va exista o limită, o resursă foarte limitată vis-a-vis de cultura. Da, ori nu își vor mai dori, ori vor face totuși pasul ăsta, dar cu mari dubii și mai mari decât înainte, pentru că nici înainte nu era un domeniu atât de sigur în care să simți că ești gata, ești asigurat, am unde lucra, adică acum mai mult decât oricum cred că e și mai greu să ai o certitudine și o... și asta cred că ar trebui, să ne găsim liniștea interioară cumva și să facem ceva, nu știu, să nu stăm, să... Spune, Monica, un om care îți e mentor, un om care te motivează? În domeniul... Nu contează, poți fi orice om, un om care îți spune o dată pe săptămână ești cea mai tare și ăla e omul tău. Am mai mulți mentori. Bine, mentorii principali sunt părinții mei. Așa. Cei primi mentori, mama și tata. Apoi am mai mulți mentori, persoane cu care am profesori, foști profesori, uh-huh, din facultate, profesori de regie, din liceu. Am mai multe persoane. Și uite câți oameni care te pot influența în bine. Și îmi place că ai spus asta cu părinții tăi, că sunt... Ei, da, chiar mă încurajează săptămâna, cel puțin. Foarte bine. Trebuie să ții de undeva energia. Da, da. Când tu cași și îmi spun, hai, sus, hai că poți. Da, persoanele din jur mă încarcă pozitiv. Adică Ultima carte citită sau o carte pe care o recomanzi? Acum citesc Învierea de Tolstoi, care... Așa. E... O recomand, clar, am citit doar jumătate, iar înainte de asta am citit mai multe. Am citit Femeia nisipurilor, de Kobo Abe, pe care o recomand.
Adică uite, vezi, sunt multe. Poți să-ți faci un video în care recomanzi o carte, una pe săptămână. Da, e o idee. Vorbești despre a 5 minute, faci cumva să fie și pentru public, să înțeleagă publicul, să fie atras și gata. Monica, suntem la final de podcast și atunci îți doresc tot bine din lume, dar nu înainte de a ne spune și nouă cu ce rămâne după podcastul ăsta. Un pic de energie, chiar dacă uneori suntem pesimiști. Păi știi că am fost un pic mai pesimistă înainte de, adică pentru, tocmai pentru că e perioada asta de moarte interioară, dar nu, asta cred că e lecția pe care am învățat-o, că nu trebuie să murim interior și trebuie să renaștem sau să ne luăm zbor. Ok, nu știu, fiecare cu mesajul tău. Său, Monica, mulțumim încă o dată din suflet că faci aceste sacrificii să te ții de jobul ăsta pe care l-ai, care nu se pare că e un job, e o misiune pentru oamenii care vor să fie inspirați. Da, frumos spus. Și te rugăm să ne dai semnale ori de câte ori se întâmplă ceva, ori de sigur. Câte ori ai, nu știu, un mesaj, domne, s-a închis. Domnule, nu merge internetul. Mulțumim tare mult că ați urmărit acest podcast. Ne auzim, ne și vedem săptămâna viitoare, tot luni, tot de la ora 13 și cred că tot din pandemie. Numai bine. Pa.